Amenințările Federației Ruse uh, trebuie luate în serios, uh -huh. dar nu trebuie să exagerate. Și uitați-vă puțin la faptul că Finlanda are 1300 de kilometri lungime graniță cu Federația Rusă și uitați că intră în, în NATO în practic un an de zile. Uh, care este reacția? O reacție mai degrabă retorică decât practică. Deci, încă o dată, haideți să, haide să ajutăm Ucraina să izbândească în acest război, Rusia va ieși în mod sigur slăbită din acest război, este deja slăbită și ca reputație și ca influență, iar asta va face ca țări ca Republica Moldova, evident Ucraina, Georgia, să poată să-și urmărească, dacă își doresc, dacă își doresc, acest parcurs pro-occidental. În Occident este democrație și prosperitate. La Rusia este dictatură și sărăcie.